CS Municipal a debutat în turneul de play-off cu o remiză pe terenul Gloriei Bistrița, deși ar fi meritat din plin victoria. Gazdele au început mai bine și au beneficiat de o lovitură de la 11 metri încă din minutul 3, atunci când Samson a faultat în careu. Florin Matache, revenit între buturi, a respins șutul slab al lui Hlinca și tabela a rămas nemodificată. Până la pauză, cele două formații și-au împărțit ocaziile de gol. Mihai Deaconescu putea să ducă Vâlcea în avantaj la cabine, dar a respins experimentatul Albuț, în timp ce Curtuiuș a luptat din interiorul careului la numai 8-9 metri distanță de poarta lui Matache. După 0-0 la pauză, repriza secundă a început tot cu Gloria în atac. La numai 2 minute de la reluare, Chitu a executat bine o lovitură liberă de la 25 de metri distanță, dar Matache s-a remarcat din nou și a parat. În minutul 50 avea să se deschidă scorul. Gruma a găsit calea spre gol din interiorul careului, portarul Vâlcea nu a mai putut para șutul plasat și Gloria conducea cu 1-0. La acest scor, CS Municipal aproape că era scoasă din cursa pentru promovare, dar elevii lui Claudiu Niculescu s-au trezit și până la finalul meciului au luat cu asalt poarta adversă și au ratat ocazii mari. Egalarea a venit până la urmă cu un sfert de oră înainte de final, atunci când Cătălin Pârvulescu a luat o acțiune pe compropriu din jumătatea vâlceană, a driblat tot ce i-a stat în cale și l-a executat pe Albuț cu un șut sec de la marginea careului. Vâlcea putea să plece cu toate cele 3 puncte, dar mingea nu a mai vrut să intre în poartă în ciuda altor ocazii clare. Punctul obținut pe terenul Gloriei este mai bun decât nimic, dar îi îndepărtează pe vâlceni de obiectivul propus în acest sezon, promovarea în Liga 1. Sâmbătă, formația din Zavoi va evolua pe propriul teren în fața unei alte contracandidate directe la promovarea în Liga 1, ASEA Târgu Mureș. Gruparea ardeleană a trecut deja pe locul secund al clasamentului și are un avantaj de 5 puncte față de vâlceni. Dacă CSM se impune și micșorează handicapul la numai 2 puncte, reintră serios în cursă pentru promovare. Orice alt rezultat face însă ca șansele de a ajunge în Liga 1 să devină numai teoretice. Din păcate însă, tehnicianul Claudiu Niculescu se va întoarce alături de echipa abia vineri noapte, lunetistul fiind obligat de FRF să participe la un curs al antrenorilor cu licența Pro, tocmai în localitatea elvețiană Nyon.